Din nou am ieșit pe străzi să vă arătăm realitatea. Gata, ajunge, s-a terminat. Te-am răbdat atâta timp și nu mai pot acum să tac. Îți voi spune față și părerea mea. Sunt mulți care nu vor să asculte, dar o vor asculta. Dacă nu înțelegi ce vreau să zic aici, nu-mi pare rău. Sunt prea mulți care stau pe un scaun ca al tău. La băieții de cartier nu le place de tine. Frățoare, fugi, fugi, fugi. Mă gândesc că nu mai vreau să mă gândesc. Dacă e momentul potrivit, acum să te lovesc. Dar ce contează pentru mine este să-i reprezint pe mine în fața celor ca tine. Pentru că voi niciodată n-o să puteți să fiți ca noi. La noi începe tot când se termină la voi. Linia dintre noi a fost trasă de stradă. Tu stai pe ta, eu stau pe-a mea, Alba Iulia. De ce te uiți de parcă ți-am furat ceva? Dacă tot te uiți așa, mai bine ți-aș fura. Dacă nu eram aici, acum eram la tine acasă. Luam totul și plecam, așa că lasă, lasă. Opriți-vă în țară, că nu știi ce faci cu viața. Ascultă de la mine ca să știi. Nu e așa cum crezi că va mai fi. Opriți violența, că nu știi ce faci cu viața. Ascultă de la mine ca să știi. Nu e așa cum crezi că va mai fi. Din nou de viața de cartier și despre băieții care sper că vor ajunge undeva acolo sus, la un alt nivel. Dacă aș putea, l-aș da la toți cât un 600 sel. Pipo la microfon, dă-te mai încolo. Sunt cu 10 din băieții care n-au fost acolo. Dedic acum special pentru toți băieții care au știut ce să facă să rămână în picioare. Nu am decât iubire pentru fata mea Ina, pentru strada mea Alba Iulia, pentru piesa asta, pentru cei 10 băieți de care v-am zis mai sus și pentru mulți, mulți alții care cu noi aici nu-s. Nu-s! Lasă-mă pe mine să-ți explic cum e mai bine. Să te împarți cu toți sau să împarți numai cu tine. Hai să mă întreb cum e mai bine. Deci tu ești pentru toți și toțul pentru tine. Iar eu sunt pentru cei care sunt aici cu mine. Ei, ce zici, e bine? Frate, pentru tot ce cânt am să răspund. Mă găsești aici în Buiucan, nu mă ascund. Opriți violența, că nu știi ce faci cu viața. Ascultă de la mine ca să știi. Nu e așa cum crezi că va mai fi. Opriți violența, că nu știi ce faci cu viața. Ascultă de la mine ca să știi. Nu e așa cum crezi că va mai fi. Am situația sub control, nu mă face să te omor. Câteva sticle de vin, niște băieți la colț de stradă. O privire mai ciudată, scandalul să înceapă. Și nu durează mult, garda pare ca în film. Dar până o cheamă vreun sifon, ea nu vine. Frate, poate ai mâncat cu mine din aceeași farfurie. Dar oricum în fața mea nu ai cuvânt. Nu mă cunoști deloc și habar nu ai cine sunt. Nu mă joc cu sentimentul pe care îl pun în treabă liniștit. Mă ridic și vă dau măcar o palmă. Nu mai stau, mă retrag ca o părut de după cos. 6 gabori, 2 dube, 8 troți. Au venit, ne-au găsit și ne-au luat pe toți. Dacă nu mă crezi, înseamnă că n-ai văzut scandalul dintre băiețași pentru o vorbă în vânt. Pentru o înjurătură spusă la beție, băiețașii stau pe mese la urgență, iar alții în pușcărie. Mulți ar fi fost acum în libertate dacă nu ar fi plecat capul la vorbe aruncate pe la spate. Și frate, opriți violența, că nu știi ce faci cu viața. Ascultă de la mine ca să știi. Nu e așa cum crezi că va mai fi. Opriți violența, că nu știi ce faci cu viața. Ascultă de la mine ca să știi. Nu e așa cum crezi că va mai fi. Da, frate, nu știu ce ai înțeles tu pe piesa asta, ce ai învățat tu pe piesa asta, dar mesajul este unul și clar: stop violența. Opriți agresivitatea, îndeosebi ce ține de stradă, cartier, curte, bloc sau anturajul în care vă aflați. Căci nimeni altul decât tine nu o va putea reduce spre bine, spre binele tău și spre binele celor care din urma ta vin. Deci nu îți rămâne decât ție să alegi ceea ce ai de făcut.